Bun găsit, fraților! A mai trecut o lună din viața noastră și din anul 23. Acum când filmez, e 1 septembrie 2023. O zi frumoasă la mine, o zi splendidă de toamnă. Am avut noroc, ieri și alaltă ieri, pe 30 și pe 31 am avut precipitații însemnate ca lumea, cred că s-a bătut 50 de litri pe metru pătrat. Încă dealurile sunt verzi, sperăm să avem o floră spontană târzie care să asigure la albine un cât de mic acolo cules de polen. Și ce este și mai important, în mediul natural, de fapt să spun așa, anul ăsta este un an și cu fructe. Au mers bine prunele, strugurii, după aia toate fructele astea de pădure. Și să nu uităm că toate aceste fructe sunt un important rezervor glucidic pentru albine. Cu toții știm, mai ales la struguri, cum ar veni, vine vespea, sparge boaba, în urmă vine albina și vindecă, curăță tot. Chiar am niște butuci de vie la Mărgăriteș, la Stupină, și deja pe doi vespele și albinele și-au făcut datoria, au mâncat ciorchini, zeama, vă dați seama, din respectivele bobițe de pe ciorchin. La fel, prunele încep să se coacă. Altă sursă importantă. Ce ne rugăm la Dumnezeu să fie toamna lungă, pentru că albinele să nu intre în iarnă cu această miere, să spunem, obținută din aceste fructe. Să fie consumată până la noiembrie și eu sigur vă spun din experiența multianuală că va fi consumată. Un alt lucru ce trebuie să-l precizez, știți bine, au fost căldurile alea infernale, călduri care au dus și la mine la așa, și cum vă ziceam, de la căldura asta am avut și un cules de mană, pentru că acum să vă dau din casă așa, pe toată luna august am avut cântarul pe plus. Gen, am avut săptămânal, dădeam o dată pe săptămână, am verificat cântarul. Dădeam înainte cu jumătate de kilogram. Un lucru enorm de bun, pentru că în anii trecuți era pe minus și trebuia să vin cu sirop. Anul ăsta n-am mai venit cu sirop. Și știu că o să mă întrebați că am pus filme în care dau sirop la albine. Ei, dragilor, stupia reprezintă numai 5% din stupii mei. Și am făcut pentru a vedea așa niște diferențe. Vă dați seama că eu notez și o să văd acum diferența dintre stupii hrăniți cu diferite chestii și stupii pe care nu i-am deschis absolut deloc. Da? O să văd exact. Bine, și acum vă dați seama că dacă n-ar fi fost culesul ăsta în august și de polen și de mană și de ce mai fi fost, am avut la Mărgărite și Evodia, dar seama că interveneam eu cu sirop la toți. Ei, așa am făcut, pentru că ce se întâmplă? Trebuie în fiecare an să vedem, să facem observații și uite cum sunt și eu. Și ați văzut că suntem totuși, dacă stăm și ne uităm, cred că nu suntem mai mult de 5-5 în mediul ăsta online, care postăm constant și în care prezentăm chestii de astea directe, adică am trecut de stadiul bagă rama, scoate rama. Uitați, acum e discuția asta încinsă pe minerale și chiar am urmărit cu atenție filmul lui Cezar Britanicu, în care spunea pe aici că, băi, e simplă treaba, ca să nu dai minerale, amplasați-vă stupii lângă pădure și puneți așa numai câte 40 pe vatră. Da, nu poți întotdeauna nici să ai pădure lângă tine. Întâmplător, eu am pădure lângă mine la toate vetrele, știți? Că de-aia am și deschis și acel topic cu stupina din pădure.
Dar asta nu e o garanție că voi face producție. Încă un lucru. Știți ceva? Că, știți cum zice Cezar? Că mereu spune că face antropomorfism. În sfârșit, comparăm omul cu albina sau albina cu omul, da? Ei, așa este. Dar paralelele astea uneori sunt bune. Și vă mai dau un exemplu, știți? Poți să ai vacă, da? O duci la pășune, deci vaca în mediul ei natural, până să o domesticească omul, până să o aducă omul lângă ei la casă, vaca trăia liberă și mânca fân și baie, gunoaie ce mânca și trăia liniștită, da? Ok, nu zice nimeni. Da, dar după aia problema care a fost? Că omul când a adus vaca lângă casa lui a vrut din ce în ce producții mai mari și și-a dat seama că vaca aia numai cu paie și cu bătaie nu poate să facă producție să dea 40 de litri de lapte pe zi. Și și-a dat seama că trebuie să o furajeze. Și astfel s-au inventat bucătăriile pentru animale, unde se prepară furaje în funcție de vacă, de vârstă, de anotimp, de producția de lapte, da? Și uite, vaca aia dă lapte mult, la fel și cu albina. Da, eu sunt de acord cu Cezar. Nu uităm nimic în plus. Ok, stupul va supraviețui. Dar nici producție nu o să fac de la el pe cât vreau eu. Da? Ei, în momentul în care vezi la albină că are niște carențe, la fel, încep și o furajez și dai aici colo ce trebuie. Și în legătură cu mineralele, că spunea că dacă ai la pădure, rezolva problema cu mineralele. Știți cum e asta cu mineralele? Este exact, iar fac legătura cu omul. Cu sarea, în bucate. Păi, în mod normal, România este o... România deține, știți, are sare multă. Solul țării noastre deține sare suficientă. Noi suntem între acele țări favorizate de soartă care avem sare. Să știți că sunt țări în Africa unde nu există sare. Adică acolo oamenii se duc pe malul mării și ling bolovană ea. Pentru că acolo se usucă apa de mare și rămâne sare. Da? Ei, uite, noi nu avem nevoie de așa ceva. Dar cu toate acestea, ați văzut că avem vorba aia ca sarea în bucate. Până nu mai piște acolo puțină sare în mâncare, parcă nu e bună. La fel și la albine. Bă, dacă nu-i mai dai și acolo ceva bun, și eu vă spun că la mine, la stupii pe care le-am dat suplimente de-astea cu minerale, băi, se vede diferența. Deci, se vede diferența. N-avem ce discuta. Deci, față de stupul care nu a văzut minerale. E și aici o chestie. Da? Bine, nu trebuie să facem o fobie și să dăm tot timpul minerale la albine. Dar când vrem în anumite perioade ale anului, și știți, sunt cele două perioade critice. Toamna și primăvara. Toamna, că trebuie să facem o albină forțoasă, altceva. Bă, frate, una e să vină să te ajute la muncă un pachet de la de mușchi de 130 de kg care ridică bușteanul singur și alta să te asigure un prăpădit de, să te ajute la muncă un prăpădit de la de 3-40 de kg care abia se ține el pe picioare. Da? Adică, la urmă, o să știu, tot oameni sunt, da, dar unul cât poate să muncească unul și cât altul, la fel și albina. Păi eu vreau să intru cu albină puternică în iarnă. Cezar iar nu mai ține cont de ceva, de climă. Păi el în Marea Britanie, el nu are nici crivăț, nici ger. Da? El acolo nici nu are iarnă. În Marea Britanie nu există iarnă. Unde el cu stupii nu există iarnă. Există doar un anotimp rece. El niciodată nu o să aibă zăpezile de la mine. Și cerul. Păi eu mă pregătesc, spre exemplu, de 2 metri zăpadă și minus 20 de grade. Păi el, dacă o să aibă 2 cm de zăpadă, o să zică, wow! N-avem cum să ne comparăm. Deci eu trebuie să-mi pregătesc cu albină puternică, frate. Și cum o pregătești puternică? Hrănind-o. Prin furajare. Hrănind-o ca lumea. Pentru că dacă nu facem ca țiganul, că... Și că ia uite, bă, al dracu măgar. A murit măgarul. Când... Ia uite, și de ce a murit? Păi exact când se învățase fără mâncare, a murit. Așa și cu albina. Ia uite, săraca albina, a murit. Păi cum a murit? Păi da, i-am zis, eu nu mai dau nimic, ca așa am văzut pe-n video, pe la Cezar, pe la ala, pe la ala. Și a murit albina și în primăvară, în cel mai fericit caz, zise regina cu un pom de albină. Pentru că n-a pregătit-o din august. Și după aia primăvara. Trebuie să mai ciupești acolo câte ceva. Ca să o faci bună.
ca să dai start. Exact. Nici eu nu sunt de acord să o deranjăm iarna. Gen lunile noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, până la jumătatea lui martie. Lăsați fraților coloniile în pace. Lăsați în pace. După aia din martie, apucați-vă de treabă, furați ce starturi vreți, dar până atunci mai mult rău le faceți pe perioada de an. Asta cu condiția dacă le-ați hrănit bine în august. Că dacă nu și vezi că îți moare colonia de foame, îi dai tată și în ianuarie, și în februarie, și în decembrie, ca să o salvezi la urma urmei. Dar noi vorbim de cazurile clasice. Oricum, acum intrăm în luna septembrie. Acum eu vă spun ce fac eu. Urmează să... Deci, relochez stupii. Încep să-i pun pe pozițiile de iernat, în primul rând, da? Îi punem pe pozițiile de iernat. Apoi, îi pregătesc, le iau caturile. De acum luăm caturile, prima și prima oară. Vedem ce miere mai este prin caturi, o extragem, dăm la lins și altceva. Sortăm ramele. Că mereu am văzut că sunt întrebat exact ce faci cu găselnița. Păi nu, ce ramă nu e bună, o topesc imediat. Deci e simplu ca bună ziua, topim rama imediat, nu mai stăm la discuție. Deja Marinica a început să se ocupe de să pună la punct inventarul apicol, pentru că acum vine primăvara. Acum luăm, renovăm, curățăm toate lăzile, le luăm una câte una. Deja intrăm la renovatul materialului apicol. Altceva, în zona asta, cum sunt eu la pădure, viespile și lupul albinelor. Mâine mă duc la târgul apicol de la București și să văd, poate mai găsesc eu ceva modele de capcane de astea, să mai iau ceva capcane să mai combat și eu viespile și lupul albinelor. Da, astea sunt. Și bineînțeles, tratamentele le-am făcut din august. Bine, am avut tratamente de astea de lungă durată, de 6 săptămâni. Cine nu? În septembrie, să nu uite combaterea varoa. Alt aspect, deci combaterea bolilor, da? Și a dăunătorilor ar fi un capitol. Al doilea, completarea rezervelor de hrană. Da? Încă mai aveți timp acum în septembrie. Dacă, că am văzut, mulți oameni prezintă că au puiet mult, dar nu prea vă miere pe stupilor. Așa că, decât să stați cu turta la iarnă, că scuza aia imbecilă, că pun așa ca să nu duc grija. Nu, tată, nu trebuie să pui deloc nicio turtă, cu nimic. O colonie bine structurată de acum nu are nevoie de absolut nimic, nimic, nimic. Pentru că, uite, nu mai e mult și o să vedeți că, uite, căprioara mă crezi. Vine luna decembrie și iar începe marea turtariadă. Vedeți că iar din decembrie, iar turtariada, iar scandal. Ce fel de turte să dăm la albine? Fraților, dați-le acum siropel. Să știți că siropul de zahăr nu e rău dacă știi să-l prepari. Și ce cantitate să-l dai. Dacă te pui să dai ca ghelanul și foarte concentrat, da, o să-ți uzezi albina. Dacă știi să-l faci cum trebuie și să pui ce trebuie în el, aveți pe canalul meu super multe filme din urmă, unde găsiți, nu o să aveți probleme, nu o să uzați albinele. Da, dar trebuie să știți să-l... Aici treaba, trebuie să știți să-l preparați. Ca să iasă ce trebuie. Deci completăm rezervele de hrană. Deci combatem bolile, completăm rezervele de hrană și începem restrângerea cuiburilor. Cum v-am spus, iau caturile după ei. Nu uitați cu un aspect, apare furtișacul. Micșorați urdinișele. Da? De acum puteți începe inclusiv cu instalarea gratiilor de șoareci. Că acum trece timp. Da? Contenționați accesul în colonie. Ce mai putem face? Deci, stabilirea unui clasament al coloniilor de albine. O să vedeți că ideal ar fi ca ultim. Deci faceți un clasament. Să zicem că aveți 100 de colonii. Iau 100 așa ca cifră. Faceți un clasament de la 1 până la 100. Bine, asta dând la o parte. Deci faceți o verificare și vedeți acum care stupi sunt besmetici, desfințați. Care stupi au regine trântorițe, desfințați. Deci toți stupii care vedeți că reginele ouă și trântore acum, ai desfințați.
Regina aia nu-i performantă, aia nu va ieși în primăvară. Deci, după ce desființăm toate astea, facem clasamentul ăla de la 1 la 100. Ei, pe ultimii 5, la fel îi vom desființa. Dar nu acum, că să nu avem deranj, pentru că îi desființăm prin unificare. Cum vom face? În octombrie, când nu mai e nicio problemă și se pot face unificări fără grijă, se omoară regina la aia 5 și ramele alea tot se dau la stupii vecini sau la stupii de pe locurile 90-95, dacă vreți să așa. Și unificați, desfințați mereu ultimii 5 stupi la octombrie. Ultimii 5 stupi, ultimii 5%. Da? Acolo, plus minus, da? Ei, faceți lucrul ăsta. Asta se numește selecție, dragilor. Să înțeleg, am văzut unii se bat cu cărămida în piept că ei fac selecție și ameliorare. Pă dracu. Selecție și ameliorare vei face atunci când vei instaura acest numerus clausus. Spre exemplu, la roman era decimarea. Că mulți nu știu ce înseamnă decimare. Decimare, deci faci decimare la albine când la fel, desfințezi 10%. Al 10, deci întotdeauna 1 din 10. Eu am zis 1 din 20. Să nu ajungem încă la decimare. Dar vă dați seama ce selecție ar fi să faci decimare. Aia da, tati. Deci tot ce e micuț, raus, nu se stă la discuție. Da? Începem deja să facem clasamentul stupină și să, pentru ca în octombrie să ne vină foarte, foarte ușor. După aia, alte lucrări. Amenajarea vetrii de, pentru iernat. Deci se știe că întotdeauna trebuie să avem vatra pe zonă liniștită. Pe zonă adăpostită. Deci, vedeți cum vă organizați stupina. Începeți perdele de protecție. Și țineți minte că zicea, dar nu moare albina de frig. Da, da, nici bine nu e. Și cu cât tu ia sigur un factor de protecție mai mare, cu atât ea va ierna mai ușor, albina se va uza mai puțin. Și încă un lucru. Marcați, spre exemplu, astăzi, 1 septembrie, niște albine, sau mâine, 2, 3, 4, marcați niște albine și veți vedea că dacă stupa a fost întreținut cum trebuie, o să le găsiți în colonie și la 15 aprilie la anul. Da? Deci să știți că încă un lucru am văzut. Vai, domne, că ce ne facem că albina de acum o să moară toată? Nu, domnule, nu moare. O albină moare de uzură. Da? Bă, ce activitate a albinelor uzează cel mai mult? Ce activitate scurtează cel mai mult viața albinelor? Știți? Ei, dacă nu știți, vă spun eu. Activitatea de creștere a puietului. Deci ca să știți că activitatea care uzează cel mai mult albinele e activitatea de creștere a puietului. Pentru că ea, gândiți-vă, albinele trebuie să secrete lăptișor de matcă ca să crească puietul. Trebuie să secrete hrană bună. Ei, și activitatea aia o uzează și... Deci, practic, eu nu iau, uite cât puieta meu acum se bate cu cărămida în piept. Păi, ai tu puiet mult, dar... Ăla ciuzează albină, că practic ce dai pe mere, e pe pere. Și de fapt ești în pierdere. Și să vă spun de ce ești în pierdere. Pentru că acum albina ar trebui să-și acumuleze, să-și formeze corpul gras. Corpul gras care de fapt e corpul proteic, să spunem corect, corp proteic. Că nu acumulează lipide în corpul ei, acumulează 60% proteină, ajungând ca în corpul ei 60% să fie proteină. Asta înseamnă corp gras. Deci ea, în loc să-și facă corpul gras să-mi ajungă mie până la 15 aprilie, ea trebuie să stea acum să-mi crească puiet, băi nene. Deci care, ascultați informații, că pe astea numai eu vi le dau, nu le găsesc pe niciun canal. Și astea de-aia le pun după 10 minute ca să le afle numai privitorii fidele ai canalului. Da? Ei, albina mea acum, asta merge până în primăvară. Eu n-am nevoie să-mi crească mie puiet acum, eu vreau să-mi crească puiet la primăvară, după 1 februarie. Când oricum, în mod natural, se
știți că între 15 ianuarie și 1 februarie albinele, reginele încep să ponteze. N-am, ce să-mi punem ea acum? Ce să fac cu albina? Am albine, e sănătate, zarurile au fost aruncate. Eu acum trebuie să mă îngrijesc de albină să-și formeze corpul gras, să aibă proteină ca lumea rea. Asta mă interesează pe mine, nu alte guance. Și eu dacă în momentul ăsta, deci asta m-am spus, că asta uzează cel mai mult. Creșterea de puiet, dacă eu o pun acum, zic, o, uite, am 5 rane cu puiet. Păi eu mi-am terminat, frate, 10.000 de... 2 ce l-am terminat, mi-am distrus 10.000 de albine, un kilogram de albină pe chestia asta, ca să mă laud pe YouTube că am al puiet. Bă, vedeți că puietul ăsta vă duce la pieire. Asta una. Și al doilea, al doua activitate care uzează albina, prelucrarea hranei. Că de-aia v-am zis că în septembrie vedeți acum ce faceți și completați rezervele. Nu la octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie. Deci acum cât mai este albină bătrână în stup, care aia clar nu va ierna, că ce se întâmplă? Vezi, și albinele astea au niște instincte deștepte. Dacă tu dai acum sirop de zahăr, albina bătrână, care e deja uzată, care mai are trăit de trei câteva zile, aia va prelucra siropul și va face hrană pentru aia. Dar dacă tu vii cu turta, de orice ar fi, și o pui la decembrie-ianuarie, păi tu uzezi deja albina care trebuia să uzeze la creșterea de puiet. Deci faceți o logică. Da? Nu dau sirop de zahăr acum că uzez albine. Lasă-mă, uzează-le în ianuarie. Bine, cine vrea să audă, să audă. Cine nu, iarăși bine. Și nu uitați acolo, dați un like cu lestătuțule, să menținem și noi canalul ăsta amărât pe linia de plutire. Abonați-vă ca să vă luați informațiile, dar activăm clopoțelul ăla. Să fim aici, să mai comunicăm. Hai că mai am și o leacă din job și după aia mă pregătesc să plec la București, că e mare târg apicol în București, 1, 2, 3 septembrie. Mâine, sâmbătă, sunt și eu pe acolo, pe Giagichi, să mă întâlnesc cu prietenii, să mai socializăm nițel, să mai una alta. Mai vedem și noi cum mai stau lucrurile, cum... și m-am gândit, poate chiar fac și să iau niște miere, să o degustăm. Da. O să vedem, sunt multe de făcut. Și cu un anunț foarte important, aș vrea să fac un live din târg, să pornesc toate astea și să merg acolo, să vă prezint așa. Activitatea din târgul apicol de pe platforma Băneasa, Bulevardul Ficusului numărul 2. Da? E interesant. E prima întâlnire de iarnă pe care avem și noi apicultori. Dacă aveți întrebări, nelămuriri, lăsați în comentarii. Văd că am dibuit o fază acum ca să nu se mai dezactiveze comentariile. Sper să nu se mai dezactiveze. Dacă nu, ne întâlnim pe Facebook, pe grupul Prisaca Dacic. Oameni buni, până data viitoare, numai bine, sănătate, fericire, țineți aproape.